Jurizarea controversatei provocări a aparținut mamelor și nu, nici asta n-a fost o misiune ușoară. Mie mi-a plăcut și de Alexandru și Părăsărul și al lui Ștefan. Și mie la fel, dar... Că noi suntem subiective. Da, da, fiecare își pune punctul de vedere. Deci mie mi se pare, adică eu din punctul meu de vedere, mi se pare cel mai greu să mănânci foile alea de dafin și n-a fost una, două, că a fost, cred că, 10-13 pe mult. Totuși e foi de dafin. Și atâta mămăligă cât a avut săracul pe farfuria aia și cu... Și povestea amuzantă. Criteriile sunt așa, aspect? Nu. Da. Timp? Timpul nu are cum, că timpul e foarte lung. Și povestea. Da. Și povestea, da. Asta trei. Da, mie mi-a plăcut aspectul. Eu vorbesc de ce a făcut Maria. Cu toate că sunt conștientă că câștigă Cristina, dar mie îmi place ce a făcut și cât de greu a fost lui Alexandru să mănânce foile de dafin. Eu n-aș putea să mănânc una. Dar nu exagerez, că la trei palmieri cred că a fost 13 foi de dafin pe puțin. Gust de să fie chestii A fost și ton, a avut și borș, mămăliga cu ce a fost, cu oțet, cu piper, cu muștar, cu usturoi, cu de toate. Dar și al lui Ștefan, al lui Cristina. Și budinca aia, da, al cocktailul ăla care, nu știu... Da, eu mă duc și mă spun punctul meu de vedere. Păi cum să-i jurizăm pe toți cu note? Păi n-am, nu știu, dar mă uităm și la cantitatea care a fost. Adică nu poți să-mi pui trei ferii de sushi și o pară și un pahar de cocktail, să-mi pui cu ăla care a mâncat de trei ori cât a mâncat unul. Eu aleg să-l jurizez pe Alexandru cu Maria, pentru că mi s-a părut foarte multă mâncare ca și cantitate și complicat. Foile de dafin ca să le mănânci n-a fost una, două, a fost, cred că, 13-14. Plus oțetul, piperul, muștarul, ce a mai pus ea acolo, că numai Dumnezeu știe ce a fost acolo. Și povestea lor, care, da, mi s-a părut hazlie și, ce să zic, merg pe ei. Eu le dau 10. Eu o să merg pe Cristina și Ștefan, deoarece mi se pare că acea budincă a fost destul de dezgustătoare și mai ales acel cocktail făcut din borș cu toate condimentele mi s-a părut destul de dezgustător și mi-a plăcut și povestea, deci nota mea este 10 pentru ei. Și eu aleg tot pe Cristina și Ștefan, mi-a plăcut și povestea lor și ceea ce au mâncat. Le dau nota 10. Hai, doamna Daniela. Doamna Viorica, dacă țineți mai hotărât, nu mă așteptați pe mine, că eu nu fac argumentația. Alegem pe Liviu și pe Laura. A avut și povestea haslie și au avut cu tot felul de combinații, cu borș, cu legume, fructe, cu tot felul de prafuri pe acolo și eu îi aleg pe ei. Și pentru mine au 10. Bună, eu o să dau nota 10 pentru Cristian și Delia, pentru că mi-a părut interesantă și povestea și după reacția lui Cristian am văzut că acel desert era dezgustător. Bună seara, eu îl aleg pe Valentin cu Natalia pentru că a mâncat în timpul cel mai scurt. A avut o poveste destul de frumoasă și o mâncare, nici porcii dacă o dădea să o mănânce, cred că nu putea să o mănânce. Mulțumesc frumos, îi dau nota 10 pentru asta. Eu am să-l votez pe Albert și pe Iuliana. Mi s-a părut un preparat și picant. Făină, cu făină, ulei de măsline, oțet balsamic, ulei de floarea soarelui, plus condimente picate. Mi-a plăcut și povestea lui. Îi dau nota 10. Cu felicitări. Și a avut timpul aproape cel mai scurt. Câți au fost? Vreo 7, cred. Dacă au fost 7 băieți. 7. Ținând cont de cele trei criterii care stau la baza jurizării, respectiv aspectul preparatului, timpul și
cât de dezgustător a fost produsul obținut la sfârșit. 10 pentru Laura și Liviu. Dar Valentin a avut timpul cel mai scurt și a mâncat tot, fără să... Da, doamna, fără Valentin a avut un ou prăjit. A avut un ou prăjit, să fim serioși, și câteva acolo. Hai să care fim, câte... hai, hai să fim serioși. Păi uitați-vă pe farfurii. Am văzut și eu ce a fost acolo. Păi, era chiar... un terș deasupra. Și, așa. Așa, și cât a fost terciul ăla? Gata, haideți că... Nu compăra cu ou prăjit. Și timpul și toate astea, dar mă rog, rămâne acum la juriu. Așa tot, toată lumea ne-a luat băieții în brațe. Dar să ne uităm la cantitățile care s-au mâncat. Asta este. Eu nu mă cer pentru asta. Toți au plecat cu jumătate de compoziție în gură și au aruncat-o afară. V-ați dus dumneavoastră după ei să vedeți? I-am văzut. Deci atunci la ce vorbiți? V-ați dus după ei să vedeți? Da, am văzut. Eu nu cred că v-ați deplasat de acolo. Sigură sunteți? Eu văd, nu m-am văzut că aveți normală. Am văzut camera. Haideți, doamna păi, Iuliana. Dar nu știu de ce iară facem maculatură. Păi nu știu care face. Nu, a văzut camera. Păi atunci dacă a văzut liniștită. Camera, nu trebuie să vă expuneți. Păi văd că dumneavoastră vă supărați acolo. Eu am spus ce am văzut, cum au plecat cu gurile pline. Eu nu i-am văzut cu gurile pline, eu am văzut că am înghițit. Și cred că și camera i-a văzut. Că avea gura așa plină în fălcile și au luat-o la fugă. Dar dumneavoastră nu i-ați văzut, că n-ați vrut să-i vedeți. Cine, doamna, a plecat cu gura plină așa? Păi toți au plecat cu gura plină. Nu, Ștefan, Liviu, în afară de Liviu și de Valentin. Și Ștefan, care mi se spune. Și Cristian a înghițit tot. Cristian a venit afară cu deștele gură, că i-am băgat mâncat tot, Cristian. Nu, și să spun că la urmă mie Iuliana m-a făcut așa o îngrită și a zis, i-a terminat tot. Pe afară. Nu, Albert n-a plecat cu gura. Ce Albert? Am mâncat tot. Am mâncat-o în gură. Bravo, băieți, ați păpat tot. Felicitări. Au fetele pe săptămâna mare. Acum mare păcat. Ce le-a pus acolo să mănânci? Păi dacă așa a fost ascult, doamna Floarea. Da, ce le-a pus, au zis Valentin, i-a pus și o din aia stricată, zicea avocado, Natalia, avocado stricat. Și plin cu piper și cu boiaș cu toate porcării din el. I-a zis, mă, mai ți-a fost frică, dar că te-ai spovedit ieri dimineață și i-ai pus așa. Păi ăsta a fost astul, mama, asta e, mama. Dar toți am mâncat prostii. Acum, na. Da. Acum, mi s-a părut votul obiectiv sau subiectiv? Eu zic că, în cazul meu, cel puțin, chiar a avut foarte multe scumboase acolo. 95% subiectiv. 95% subiectiv. 95% e mamaie, care m-a votat pe mine. Da, știu, doamna Daniela nu l-a votat pe Cristian, așa e. Da, a pus note și pentru... Mi s-a spus să jurizăm prin a da note. Da. Și am dat note tuturor celor participanți. Acum, nu știu... Cine o fi să fie? Da. Nu știu cum se va... Material, au rămas, dar notele de 10, că na. Dar colegii mei au făcut punctajele. Dar până să anunc... Până ți-am anunț punctajul, așa, aveam și eu o discuție cu voi. Obiectiv votul, nu? Repet, foarte obiectiv. Trebuie să aducem un juriu din afară, nu știu, mai bine îi puneam pe colegii mei. Uite, vă mai țineam o oră după capricii și stătea și vă uitați și jurizați. Că măcar nu era fiecare cu... Puiu, săracu, cum am mâncat puiu, așa ceva, mizerii, da. Bine, situația este în felul următor. Avem doi concurenți care sunt la egalitate, cu cel mai mare punctaj, da? Este vorba despre Liviu și Ștefan. Acestea fiind spuse, criteriul gustul, la cât dezgustător este, sigur, este un factor subiectiv, că poate că ceea ce Cristinei se pare dezgustător, Mariei se pare mai puțin dezgustător, așa mai departe. Și atunci singurul criteriu care poate să facă departajarea ar fi timpul, da? Ăsta este, domnule, timpul e timp. E cu cronometru. Da, vedem ceva? Ce e să mai vedem? Am o poză. Ia uzi. La tine a fost 4 minute și ceva.
cantitatea și... Am așa. 405 acum. Stați. Am mâncat degeaba. Bun. Eu am fost invizibil acolo. Nu, la noi a fost. Ne interesează, mă rog, așa, cel mai bun timp în competiție, într-adevăr l-a avut Valentin, dar acum hai să vă zic așa, Valentin 1:59, după aceea repede s-a mișcat și Albert 3:58, după aia Cristian 4 minute, dar între cei doi, da, între cei doi ne interesează așa, odată Ștefan are 5 minute 54 și Liviu are 4 minute 05, așadar câștigătorul este Liviu. Delia. Cu Delia. Ce surpriză. Păi și Laura? Și cu Laura? Laura nu. Eu am băpat tot. Mulțumesc frumos. Felicitări, da, Laura, pentru că ți-ai trimis prietena la mare. Suntem foarte tare. Da. Să nu mai face viața de ce ai făcut acolo. Mâine plecați la mare, dar tot mâine vă întoarceți. Da, adică nu se stă, nu vă faceți gânduri cu stat peste noapte. Și da, îmbrăcați-vă. Hai să vă spun așa, unde pleacă? Știm localitatea? Rămâneți acolo. Stați un pic. Eu mă uit în vamă, că eu asta am pe telefon, da? Eu am vama veche pe telefon. Mâine ce e? Mâine miercuri? Și mâine facem o lună de relație. Mâine în vama veche sunt 16 grade, da? Furtună. În orat, posibil ploaie. Deci 16 grade, răcorică, da? Auzi, Cristina, mă zic. Problema ta ce faci, dar după aceea să nu vă văd că veniți cu nu știu ce frisoane și alte chestii.